Prieteni, și bine ați venit la încă un vlog pe canalul Activități la Țară. După cum am spus mai demult, că va apărea o nouă achiziție folositoare fermei pe acest canal. Ia uitați, a apărut. Este vorba despre un incubator electric cu termometru Clio 5. Am întrebat mai mulți prieteni care au incubatoare și mi-au recomandat acest incubator. Nu a fost nici foarte scump, cu tot cu transport a fost 180 de lei. O să fie foarte folositor pentru fermă sau pentru microfermă, că nu e chiar o fermă așa mare. Avem aici și capacitate ouă, 150 ouă de prăpeliță, 60 ouă de găină, 42 ouă de curcă, 50 ouă de rață și 30 ouă de gâscă. Eu cred că o să pun doar ouă de găină și probabil câteva de prăpeliță și eventual de gâscă dacă nu o să clocească. Sper să clocească. Bun. Fabricat în România, mi l-am achiziționat de pe EMAG. Dacă cumva aveți nevoie, intrați acolo pe EMAG. Căutați Clio 5 și luați-vi-l. Bun, acum o să-l desfac. Bineînțeles că eu l-am desfăcut deja pentru că sunt curios. E mai greu cu o mână. Revin după ce-l scot. Bun. L-am scos. Cam asta e. Avem aici grătarul. Nu mi-am cumpărat unul cu întoarcere la cheie. Am luat așa normal ca să întorn eu așa toate ouăle. Bun, avem aici și aveola mică și aveola mare. Sper să nu greșesc. Dacă greșesc, scrieți acolo în comentarii. După cum știu, primele 18 zile, mă refer la găină, se pune apă în aveola mică și primele 3 zile nu se întoarnă ouăle deloc. Iar după a 18-a zi, punem apă și în aveola mare ca să aibă pui umiditate ca să poată să iasă din nou. Bineînțeles că apa o să scadă, așa că trebuie să completați. Grătarul care mi se pare foarte solid. Bun, frumos. Aici trebuie să fie cheița cu întoarcere și suporturile pentru ouă, dar este simplu așa. Avem aici și capacul care se pune așa direct pe el. Bun. În camera aici sunt 21 de grade, 3 grade Celsius. Acesta este reglat din fabrică. Nu trebuie să reglați voi. Normal se reglează așa. Pe aici, prin gaura asta cu o șurubelniță. Așa. Dar el este reglat. Cam asta e. Bun, l-am pornit. După cum vedeți, se învârte. S-a oprit ventilatorul. Ca l-am scos din priză. Acum l-am băgat iară. Acolo este elicea care face aerul cald. Ok. Bun, cam asta e. Trebuie să lăsați în priză înainte de a pune ouăle 24 de ouă de ore. La început o să miroase plasticul acela foarte tare. Și acum miroase. Avem aici beculețul.
După cum vedeți, a crescut temperatura, el se reglează singur. L-am scos din priză, acum îl strâng, îl bag în cutie. Ăsta e și l-am achiziționat din banii pe care am făcut din păsări și din iepuri. Cam ăsta e. Bun, și să continuăm cu întrebările abonaților. Tesedan Andrei m-a întrebat așa: câți ani am? Păi, 15 februarie este ziua mea și fac 16 ani. M-a întrebat iară dacă face ouă gâsca. Gâsca încă nu face ouă. Bun, mai departe. Papagali, porumbei, voiajori. Câți porumbei ai? Păi am în jur de, cred că 60 de porumbei, nu i-am numărat. Gică SNG, de unde ești? Sunt dintr-un sat numit Cristeșticeului, județul Bistrița Năsăud, un sat foarte frumos, deal câmpie, păduri frumoase, o să fac drumeții și o să pun și pe canal, să vedeți și voi. Mihai Vlog m-a întrebat așa: vrei să mai achiziționezi animale? Păi, după cum ai văzut, mi-am mai achiziționat un iepuraș micuț și o să mai achiziționez încă 3 femele porumbei, mă refer, voiajori, pentru că mi-am format perechile și am 3 măscoli în plus. Tot Mihai m-a întrebat câte animale am. Am foarte multe animale, în jur cam de 100. Și cu ce filmez? Filmez cu telefonul. Când o să am buget de o cameră, o să-mi cumpăr și o cameră. Și Pigeon Marian mi-a spus așa: dacă dorești să-mi faci o promovare, sigur, frate, intrați acolo pe canalul lui, Pigeon Marian, are porumbei, porumbei frumoși, dați-i și lui o abonare, îi dați un like, scrieți un comentariu: am venit de la activități la țară, și sper să fii mulțumit, Pigeon Marian. Bun, și încheiem aici pisicuța Maria care doarme. Deci dacă v-a plăcut acest videoclip, nu ezitați să dați un like, să vă abonați. 202 abonați suntem în acest moment. Cu voi a fost Ionuț. Pa, pa! Și nu uitați să intrați la Pigeon Marian. O zi mirobolantă să aveți!